ce mama este mândră de copiii ei, bineînțeles, și din nefericire viața asta a fost destul de tristă cu ea, pentru că noi l-am pierdut pe tatăl nostru când aveam 18 ani. Și ea din acel moment, adică de aproape 12 ani, ea ne-a crescut singură. Bănuiesc că nu i-a fost ușor. Nu i-a fost ușor deloc, pentru că fratele nostru era primul an de liceu și noi, în perioada respectivă, ne pregăteam să dăm bacul, să mergem la facultate. Tatăl nostru a murit în noaptea de Revelion și cumva atunci am simțit că s-a ruinat o parte din viața noastră. Nu știam exact unde va duce drumul nostru, nu știam dacă mama noastră va avea puterea de a ne trimite la facultate, de a-și dori neapărat aceleași lucruri pe care și le-a dorit împreună cu tatăl nostru. Da, ce s-a întâmplat cu tatăl vostru? Era bolnav? Avea niște probleme de sănătate, dar noi eram cumva obișnuite, așa am crescut, nu era ceva foarte grav să ne gândim că îl vom pierde. Dar totul s-a întâmplat în două zile, pur și simplu i s-a făcut rău, a ajuns la urgențe și a intrat într-o comă și două zile s-a stins. Chiar în noapte de revelion? Da. Înainte să noi ne pregăteam să mergem la un eveniment, era undeva ora 5 după masa și am fost anunțate că din păcate s-a stins. Și atunci noi eram prea tinerele ca să înțelegem de fapt cum e să rămâi fără un părinte și ce se va întâmpla din acel moment cu viața ta. Dar mama noastră a fost atât de puternică încât nici o secundă nu a renunțat la gândul de a-și vedea copiii acolo unde și-a dorit ea și unde și-a dorit și tatăl nostru. Și deși era des descurajată că nu va putea, că nu va avea cum să țină trei copii în școală singură și mai ales că nici nu avea vreo funcție foarte importantă sau nu era vreun om de cultură sau era un om simplu care avea un job ca și îngrijitoare la o școală, același job pe care îl are și acum. Dar pe lângă asta, ea, alături de tatăl nostru, mergea prin sat la zugrăvit. Pentru că asta a fost meseria lui taică-meu în ultimii ani. Și ea mergea să-l ajute, era un ucenic al lui. Și cam asta a făcut, ea așa a reușit să ne țină în școală. Prin jobul ei și prin partea asta a zugrăvitului, mergând cu scara în spate de la o casă la alta, prin mai mergea, de exemplu, la lucru câmpului, dar nu s-a dat bătută nicio secundă pentru că nu a fost ușor să trimiți doi copii la Cluj și unul să-l ai la Baia Mare. Și atunci, sunt convins, dar vouă cum v-a fost fără tatăl vostru, pierzându-l așa, când încă nici măcar nu pot să zic că trecuseți de pragul maturității? A fost cel mai greu moment din viața noastră, pentru că tatăl nostru era cel care se ocupa de educația noastră și țin minte că până să plecăm la liceu nu era o zi în care el să nu ne verifice temele și mi-aduc aminte și acum cât era de minuțios și cât era de atent, cum ne comportăm, cum vorbim, ce facem, ce activități avem. Întotdeauna era sprijinul nostru în orice activitate, chiar și atunci când mergeam în spectacole, era alături de noi pe scenă și cânta la chitară. El ne compunea repertoriul, el, nu știu, a făcut atât de multe lucruri pentru noi, încât atunci când l-am pierdut, am simțit așa că, nu știu, viața noastră parcă s-a terminat, ne era frică de ce urmează, pentru că nu știam cum e să faci toate aceste lucruri de unul singur. Bine, aveam pe mama noastră alături de noi, dar ea avea alte griji, alte preocupări și cumva ne gândeam că poate nu o să se descurce doar ea cu noi și că viața noastră se va termina și că nu vom reuși să mai mergem la facultate așa cum visam, că nu vom mai reuși să facem toate lucrurile la care, nu știu, am depus atâta muncă în copilăria noastră. Iar acum, la această vârstă, nu știu, nici nu știm cum a trecut timpul și nici nu ne imaginăm că ne-am putut imagina vreodată că o să reușim să împlinim această dorință a tatălui nostru de a cânta și de... Nu știu, noi credem că l-am făcut mândru chiar de acolo de unde este. Cred că acum dacă ne vede și se uită la noi, este mândru de ce și am făcut. Pentru noi, cumva în toți acești ani, de când el nu mai este, mama noastră ne-a demonstrat că nu există, nu se poate în viața asta. Și cred că om mai puternic decât ea nu am întâlnit și atunci dacă noi am reușit, bineînțeles, împreună, pentru că ne-am sprijinit foarte mult, am învățat că se poate și nu trebuie să dai bătut, nici nu știm în viața asta ce ar putea să ne mai doboare. Se spune că fetele, în general, sunt mai apropiate de tații lor decât de mamă. Deși
iubirea e în egală măsură pentru ambii părinți. Și la voi a fost această regulă? Ați fost mai apropiate de tatăl vostru? Nu neapărat. De exemplu, pe partea artistică, putem să spunem că am fost foarte apropiate, deoarece el ne-a compus repertoriul, el era foarte activ, el era în concerte cu noi. Dar mama noastră se ocupa de costumele noastre, mama noastră ne îmbrăca, mama noastră ne făcea rost de hăinuțe și atunci cumva amândoi și-au adus aportul și nu putem să spunem că am ținut la unul mai mult sau la unul mai puțin sau am fost atașate în aceeași măsură. Și de aceea noi am suferit enorm de mult și, de exemplu, în primii ani, noi noaptea de Revelion nu mai acceptam să cântăm. Adică au fost ani în care nu am vrut să mergem să cântăm pentru că pentru noi încă era o durere în suflet și în momentul în care toată lumea se bucura și toată lumea ciumnea un pahar, noi ne apucam de plâns sau mergeam la el la cimitir și nu puteam să trecem peste acel moment. Dar cu trecerea timpului și noi maturizându-ne, ne-am dat seama pe parcursul anilor că noi nu putem să gestionăm aceste lucruri și că Dumnezeu are niște planuri și atunci noi a trebuit să mergem mai departe și ne-am gândit de fiecare dată. Cu siguranță tatăl nostru nu și-ar dori să ne vadă plângând în noaptea de Revelion. Cu siguranță visul lui a fost ca noi să ducem cântecul mai departe și atunci hai să-l bucurăm. Și ne-am luat inima în dinți și ne-am reluat toate activitățile și de Revelion. Cum e când cântați melodiile pe care tatăl vostru vi le-a compus? Ce simțiți? Bineînțeles că e o bucurie aparte. El se ocupa foarte mult de versuri, pentru că tot ce ține de artă, el cred că așa s-a născut. Deci el și picta, și sculpta, și cânta, și compunea versuri, și poezie, și proză. Și atunci el cumva și ultimii ani din viața lui cam acolo și-a conturat, pentru că nu mai putem să lucreze, nu avea voie să depună efort fizic, aia a fost lumea lui. Și bineînțeles că și acum noi mai păstrăm toate caietele, toate versurile pe care el le-a compus și de fiecare dată ne mai uităm așa și le mai recitim și chiar unele le și cântăm. Și de exemplu, el cât a fost în viață și-a dorit foarte mult să lansăm un album cu acele cântece compuse de el. Dar nu am reușit pentru că totuși viața la țară era grea, nu reușeam noi să punem tot timpul bănuți deoparte ca să reușim să facem niște melodii. Și după aproape 2 ani de zile, după ce a trecut la cele veșnice, am lansat un album în memoria lui, cu o parte din cântece pe care el l-a compus și încă câteva, chiar un cântec l-am compus special pentru el, pentru trecerea lui în neființă. Și a fost primul nostru album care a dat startul și la celelalte 4 care au urmat după. Cum se numește cântecul? Ascultă lumea la noi. Ascultă lumea la noi, astăzi horim pentru voi, măi. Dar și pentru mama noastră să-i facem viața frumoasă. Dar și pentru mama noastră să-i facem viața frumoasă. Și pentru tata-m horit, la el tăni-o părăsit. Tristă povestea voastră de viață și mă gândesc cât de greu i-a fost mamei voastre să rămână cu 3 copii, nu cu 1, 2 gemene și un băiat. La dorința mamei noastre, bineînțeles că ne-am continuat studiile și asta pentru că ea nu și-a dorit nicio secundă să vadă că am renunțat la facultate și că ne-am luat un job. Pentru că știa că asta nu o să ne aducă fericire pentru mult timp și probabil nu-și dorea ca atunci când vom crește, cumva să fim supărate pe ea că nu a avut mai multă grijă de educația noastră, pentru că știa cât de mult a suferit tatăl nostru, pentru că nu a fost susținut de familie și nu a putut să meargă la o facultate sau să facă muzică așa cum i-a plăcut lui. Și atunci, ca să nu duc această povară grea de-a lungul vieții, a făcut tot ce a putut pentru ca noi să terminăm o facultate. Și uite că așa a rânduit Dumnezeu ca exact după terminarea facultății și noi să fim în ascensiune în muzica populară și să avem evenimente. Noi până la ora actuală ne-am întreținut și ne întreținem în continuare doar din evenimentele muzicale pe care le avem. Ea știe de fapt ce ne dorim și ea știe cât de mult am muncit la numele nostru și mai ales că ea ne-a crescut singură.
și cumva, nu știu, ne-a fost alături în fiecare secundă. De exemplu, niciodată, dacă o sunam, eram plecate la liceu, uite, mami ne-a sunat de la emisiunea asta, trebuie să plecăm acolo, oare cum să facem? Sau oare avem bani de data asta ca să... Nu a spus niciodată nu. Și după niște ani ne-a povestit că dacă ați ști de câte ori nu aveam și nu aveam curajul să vă spun pentru a nu vă descuraja și încercam să, nu știu, împrumutam de la cineva sau găseam eu soluții doar ca să vă dau încrederea că eu sunt alături de voi. Și atunci, pentru noi, cred că ce era cel mai important? Acum ne dăm seama că, nu știu, în viața asta dacă vom putea să fim destul de mulțumitoare pentru tot ceea ce este și ce a făcut pentru noi. Drumul nostru în muzica populară a fost oarecum insuflat de către tatăl nostru, fiertat. El și-a dorit foarte mult ca noi să mergem pe acest drum al tradițiilor și asta pentru că el în tinerețea lui era pasionat de muzică, în general de muzica folk și de chitară, doar că pe vremea lui nu avea posibilități și părinții cumva nu i-au îndeplinit această dorință de a ajuta să facă o profesie din asta. Și cumva și-a dorit ca noi, copiii lui, să facem ceea ce nu a putut el să facă. Da, dar nu folk, voi faceți nu, muzică populară. Da, așa am crescut cu muzica tradițională în casă, așa a vrut tatăl nostru, dar noi acum ne bucurăm că la această vârstă nu ne-am schimbat domeniul și am rămas tot pe tradiție și asta ne dorim să facem și în continuare.